După chinezi și polonezi, a venit rândul nemților să tatoneze minele din Valea Jiului. Zilele acestea, la sediul Complexului Energetic Hunedoara, se află o delegație nemțească. Aceasta vrea să analizeze subteranele Văii Jiului pentru a vedea dacă utilajele lor se pretează activității din zonă. Este o delegație de la mai multe firme din Germania care nu a participat la licitația de echipamente miniere programată în acest an și care dorește să participe la viitoarea licitație de echipamente miniere care ne gândim să-i dăm drumul în perioada imediat următoare, care dorește să vadă condițiile de zăcământ din Valea Jiului pentru a vedea despre ce este vorba în mineritul din Valea Jiului și pentru a pregăti și ofertă la viitoare licitație. Potrivit oficialilor Complexului Energetic Hunedoara, abia anul viitor va fi pornită licitația pentru retehnologizarea unităților miniere viabile. La drumul la studiile de fezabilitate, în luna la sfârșitul lunii octombrie, este termen de 3 luni pentru finalizarea studiilor de fezabilitate, să le încadrăm să fie și studiile gata, să dăm drumul și la licitație. Asta înseamnă anul viitor? Înseamnă prima parte a anului viitor. Studiile de fezabilitate ar urma să fie realizate pentru minele Lonea, Livezeni, Vulcan și Lupeni. O nouă strategie pentru Valea Jiului. În prag de alegeri, Valea Jiului, Valea Plângerii, devine importantă pentru factorii politici. Având la dispoziție arma puterii, oamenii lui Victor Ponta fac tot felul de declarații care mai de care mai futuriste. Dintr-o dată, Valea Jiului devine centrul atenției. Pentru a atrage electoratul, prezidențiabilii fac tot soiul de promisiuni. Acum, guvernul își dorește să realizeze o strategie în care Valea Jiului să fie pe primul plan. Guvernul României și Ministerul Dezvoltării a ajutat și ajută în continuare Valea Jiului în toate domeniile. În ceea ce privește dezvoltarea locală, nu cred că a mai existat vreun guvern precedent care să fie alocat atâtea sume pentru atâtea proiecte de dezvoltare în Hunedoara în general și în Valea Jiului în special. Eu nu vreau să pierdem timpul să lucrăm la strategii, să mai găsim nu știu care grup de specialiști pe care îl plătim, să ne dea peste vreun an, doi de zile o strategie și constatăm că strategia atunci nu poate fi finanțată. Nu. Cea mai simplă abordare este finanțarea. Există la ora asta o serie de proiecte, studii, intenții de dezvoltare din toată această zonă. Toate acele proiecte, toate acele intenții de dezvoltare, ele vor fi integrate într-un program minimal care să înceapă să fie finanțat. Nu cred că ne mai trebuie studiile, nu știu care, specialiști din lume sau de undeva din univers, ca să ne spună că acel drum e important. Nu ne mai trebuie asta. Deci, nu ne trebuie foarte mult. În noiembrie sau în decembrie, am zis noi, sperăm să avem o primă întâlnire aici, nu neapărat oficială, în Valea Jiului, probabil că tot la Petroșan, dacă nu devin geloși ceilalți colegi, în care să avem prima discuție care să croiască elementele esențiale din această strategie. De ce? Pentru ca să o putem prinde în bugetul de stat pe anul viitor, să putem prinde finanțarea primelor obiective. Adică asta mă interesează. De ce vreau să facem imediat după alegeri? Pentru că dacă nu prindem bani în bugetul de stat, atunci înseamnă că un an e pierdut. Că orice strategie fără bani este un document foarte frumos, dar inutil. Strategia nu s-a realizat până acum pentru că anii ce au trecut au fost de criză. Economia a fost stabilizată, iar acum aceasta duduie. Avem două variante de abordare. Să stăm cu, capul întors spre trecut și ne putem împiedica că nu vedem unde călcăm, sau să ne uităm în prezent și în viitor ca să vedem ce putem face. De ce nu s-a făcut până acum? Într-un motiv foarte simplu. 2013 și prima parte a anului 2014 a fost an în care a trebuit să stabilizăm economia, pentru că știu că este foarte greu de adus aminte ce s-a întâmplat în 2012, ne aducem aminte în 2004. În 2012 am preluat țara în criză economică. Acum este în dezvoltare economică. Acum am început în mod sustenabil și predictibil să avem bani. Putem să ne gândim serios că avem bani ca să pornim un program. Valea Jiului a mai avut strategie, însă toate au rămas așternute pe hârtii fără a se concretiza nimic în acest sens. Vicepremierul României și în același timp ministrul administrației și dezvoltării regionale Liviu Dragnea a declarat că administrația locală de la Lupeni s-a aflat în pragul falimentului. Bula de oxigen a venit de la guvernul condus de prezidențiabilul Victor Ponta, care prin intermediul funcției pe care o deține a alocat primăriilor aflate în dificultate diferite sume de bani. Aninoasa și Lupeniu sunt două localități pe care le-am salvat. Aninoasa era în insolvență, Lupeniu era în prag de faliment. Nu mai sunt în situație.
Raportările Ministerului de Finanțe arată că arieratele administrației locale din Lupeni s-au redus cu peste 17 milioane de lei în luna septembrie față de luna august. Astfel, municipalitatea din vestul Văii Jiului nu se mai află pe primul loc în țară în ceea ce privește datoriile. Minerii de la unitățile neviabile din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului vor beneficia de prime cu ocazia Sfintei Varvara, care este considerată ocrotitoare a celor care trudesc în măruntaiele pământului. Sindicatele negociază cu administrația pentru acordarea acestor drepturi stabilite în contractul colectiv de muncă. Suntem încă în negocieri cu sindicatele, cu siguranță vă pot spune că de Sfânta Varvara va fi primă, cuantumul ei încă nu l-avem negociat și în funcție de fondurile disponibile vom acorda și o primă de Crăciun. Încă suntem în negocieri cu sindicatele, la momentul finalizării negocierilor cu sindicatele vom anunța public și valoarea acestor sume. Conducerea societății are incertitudini în ceea ce privește acordarea de tichete cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Totul depinde de veniturile societății. Pentru noi care avem buget de venituri și cheltuieli și execuția bugetară am făcut-o corect, aceste tichete, care vor fi sub forma unor tichete, sunt prinse în bugetul de venituri și cheltuieli al societății, deci în mod normal n-ar trebui să avem probleme cu acordarea lor. În ceea ce îi privește pe minerii de la divizia minieră din cadrul complexului energetic Hunedoara, aceștia nu vor beneficia de prime cu ocazia Sfintei Varvara. Noul contract colectiv de muncă nu prevede acest lucru. Microhidrocentrala de Petaia a intrat în verificări. Planurile autorităților locale din Petrila încep să prindă contur. Constructorul italian a finalizat lucrările la microhidrocentrală, iar în această perioadă au loc probele pentru a se stabili dacă aceasta funcționează la parametrii normali. Am avut o analiză împreună cu constructorii în săptămânile trecute și s-a stabilit ca să s-a făcut recepția la lucrările de montaj din centrală, s-a stabilit ca program în perioada 10-30 noiembrie să se facă probele împreună cu subsupravegherea Enelului pentru punerea în funcție a microhidrocentralei și în paralel constructorul să lucreze la refacerea zonelor de pe traseul conductei, la asigurarea malurilor unde au fost afectate, la subtraversările de peste drum sau pe drumul către Valea Popii și toate celelalte probleme și refaceri care sunt stabilite cu constructorul. Dacă investiția va funcționa conform așteptărilor, autoritățile locale de la Petrila vor avea posibilitatea de a asigura iluminatul în toate unitățile de învățământ de pe raza localității. Dacă va funcționa la parametri și vor atinge parametrii scontați și nu vor fi probleme, undeva în jurul datei de 1 decembrie se poate declara pusă în funcțiune această microhidrocentrală de 3,5 MW putere. De pe urma acestei investiții, autoritățile locale petrilene vor avea și o serie de beneficii. Aproape 15.000 de persoane din municipiul Petroșani beneficiază de bilete de călătorie. Zilele acestea, la sediul primăriei din localitate au ajuns tichetele de călătorie, iar persoanele care se încadrează în criteriile de acordare le pot ridica. De biletele de călătorie aprobate prin hotărârile Consiliului Local încă din 2002 și până în prezent, că ele s-au tot completat cu beneficiari, beneficiază un număr în jur de 1300 de persoane lunar. Totalul pe anul trecut a fost, de exemplu, de 14.400 de persoane. Desigur că numărul scade sau crește în funcție de anumite lucruri pe care o să le spun, în sensul că beneficiarii beneficiază de aceste bilete, în primul rând pensionarii care au o pensie de până în 10, până în 1000 de lei inclusiv și care au o vârstă de peste 65 de ani. De asemenea, beneficiarii de venit minim garantat cu vârstă peste 65 de ani, persoanele încadrate în gradul 1 și 2 de handicap și însoțitorii acestora, veteranii de război, deportații, beneficiarii decretului lege pe care îl știm. Cam astea sunt. Desigur că
anumite persoane care ies din gradul de handicap sau intră, fac sau și decesele, din păcate, fac acest număr să crească sau să scadă în funcție de ce se întâmplă. Lunar, beneficiarii primesc 20 de bilete de călătorie. Aceștia trebuie să știe că biletele nu se epuizează și fiecare beneficiar va intra în posesia lor.